Bine ați venit la podcast Generația lui Sperăm că ne auzim și că ne vedem foarte bine. E o zi importantă, mai ales că e luni și toată lumea e plină de poftă, de viață, de doamne, hai să muncim până vineri în mod eficient. Glumesc, nu. E vorba de invitata pe care o am în cadrul acestui podcast și care este Miss generația lui John. În niciun caz nu e sormea și nu avem nicio, niciun grad de rudenie, nimeni altă decât Raluca Cristea. Raluca, bine ai vin în podcast! Bună, John! Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! E o misiune foarte dificilă pe care o avem în cadrul acestui interviu. Pentru că o să te tot luăm la întrebări și o să te uh, felicităm din cap până în picioare. Probabil că fetele care n-au reușit să intre nici măcar în finală se vor uita la tine și vor zice cine este fata aceasta, cum, cum a ajuns ea pe locul întâi. Dar, înainte de a ajunge acolo, hai să mergem către o scurtă prezentare a ta, ca să te cunoască cei care probabil n-au reușit să urmărească concursul de Miss. Și uh, tocmai ce au dat de această informație acum pe Facebook în timp real. Ok, deci numele meu este Cristara Luca, am 19 ani și sunt student în cadrul facultății de jurnalism din București. Uh, sunt o persoană foarte sociabilă și îmi place să îmi place competiția foarte tare, de, uh -huh. a, de asta m-am și înscris. Uh, sunt o persoană prietenoasă și îmi place foarte mult noutatea. Îmi place să explorez orice domeniu mi în cale și. Mai departe să acumulezi exper experiența. E prima dată când ai participat la un concurs de mis? Da, e prima dată. Ce ți-ai zis în momentul în care te-ai înscris? Am zis să încerc, de ce mm -hmm. nu, să nu ratez oportunitatea asta și să vedem ce iese. Adică... În perioada respectivă, nici măcar nu afișasem premiile e și atunci, clar, n-ai avut cum să te gândești că vei participa pentru premiile pe care noi le aveam în competiție a fost ceva acolo, te legat, nu știu, de emisiune, de generația lui John, de, nu știu, faptul că era o chestiune mai mult online decât fizic. Mi-a plăcut foarte tare conceptul de frumusețe fără filtre, adică susțin foarte tare chestia asta cu frumusețea și cu naturalețea mai presus de toate. Uh -huh. Și am aflat de pe Facebook de, de concurs. Da. Și am zis, de ce nu, hai să încerc, să vedem ce experiență nouă o să trăiesc. Mă gândesc că atunci când te înscrii într-un concurs și uh, se anunță 91 de participante... Când m-am înscris eu erau, cred că 15, iată, adică a fost ceva foarte... Iată, deci erai foarte la început. Nu mă așteptam la numărul ăsta. Și când ai văzut că sunt 91 de participante, toate acolo, fiecare cu poza sa, unele foarte mai frumoase, cu, filtre, cu filtre, altele mai fără filtre te-ai gândit că ajungi până în finală? Dar sincer. Nu, nu. Dar nici în final nu m-am gândit că o să câștig. Deci a fost un suspans total, de la început până la sfârșit. E bine să ai un mindset din ăsta de om câștigător? Cred că în unele situații da, uh -huh. de ce nu, dar e foarte greu să rămâi pozitiv până la final, să rămâi optimist. Îmi spuneai înainte de începerea interviului că nu-ți place de tine astăzi, că nu e, nu e, cea mai bună zi a ta din cauza, pot să spun? Da, din cauza adevărat, părului. Da. Da? Nu, nu-ți place cum îți stă părul, te-ai uitat în cameră de vreo 10 miliarde de ore, ai zis, băi, ceva nu e bine. Și vreau să începem discuția asta pe plan de, de frumusețe și nu mă refer la concurs, ci mă refer la uh, tot ce înseamnă identitate vizuală în ziua de astăzi, pentru că trăim mai mult pe rețele de socializare e și adevărat. mai puțin în viața reală. Cum te descurci? E greu să rămâi acolo echilibrat între linia asta dintre social media și adevăratul tu. E foarte greu. Mm -hmm. Toți cred că picăm la un moment dat într-o anumită extremă dar nu știu, cred că e foarte important să, să, fim focusați pe cine suntem noi cu adevărat, când dispare orice filtru, când suntem noi și atât. Asta atunci e cel mai important, atunci suntem noi cu adevărat. În niciun caz ce afișăm pe social media sau mai departe. Mi, -mi se pare că de cele mai multe ori realitatea pe care noi o trăim este doar pentru a produce conținut pentru mediul online. E foarte adevărat, da. Păi și atunci unde ești pilul? Ce facem? Nu știu, trebuie să rămânem autentici, să, să păstrăm echilibrul ăsta. Ești la facultatea de jurnalism? Da. Și presupun că acolo vă învați o grămadă de chestii faine. Da, chiar da. Să spunem că nu interesant. sunt învechite, adică că vorbește despre, nu știu, digital media sau cum arată de fapt în ziua de astăzi toată presa asta. Și mă gândeam că tu ai mai multe avantaje. Avantajul e că ai câștigat Miss generația lui John. Avantajul numărul 2 este că concursul chiar a fost pe bune. Da. Și chiar asta, asta este o chestie Spel foarte importantă, 100%. că sunt mulți care spun, domne, câștigă cine vrea organizatorul. E, se pare că de data asta a câștigat cel mai bun în funcție de alegerile pe care uh, juriul le-a le exprimat. Spunem dacă, în prezent. Te confrunți cu vreo problemă dintre cele pe care noi le-am subliniat în etapa a doua, a doua sau a treia de stop bullying, cred a că treia. în etapa a treia. Uh, se mai întâmplă, uh -huh. toți primim hate la un moment dat, mai ales pentru că ne expunem în mediul ăsta de social media, dar cred că în timp așa am învățat să nu mai bag în seamă de tare, să nu mai pun la suflet. Chiar dacă îmi distorsionează puțin imaginea despre mine, adică dacă îmi spune cineva, vai ce uh, urât ai machiat, după am impresia că, bă, parcă m-am machiat puțin urât azi. Stai adică bine, ne influențează primit, ai puțin. Ai primit așa ceva? Ai primit un astfel Am de dat un, de... exemplu, nu, am Doar un, un exemplu, nu. dat un exemplu, da. N-ai primit în Adică că de mesaje private, nu, nu, nu. măi ce machiaj. Nu, dar se mai întâmplă, se mai întâmplă. Și cum, cum reacționezi în momentul în care... Primești un mesaj negativ? Nu, nu răspund înapoi tot negativ. De obicei încerc să să merg înainte și să nu-mi bag în seamă. Ce s-a întâmplat imediat satisface. după ce ai primit vestea că ești locul 1, miss generația lui John? Chiar dacă a fost o veste în mediul online, că n-ai fost cu noi acolo, noi te-am văzut pe un ecran. Păi, în primul rând, a venit iubitul meu să mă ia în brațe și să mă felicit, felicite. Păi, a nu fost... l-am văzut, uite, nu l-am văzut, nu am făcut cunoștință cu el așa. A fost super emoționant și... Eram acolo amândoi super, nu știu, cu emoție mm -hmm. și apoi am avut un apel video cu sora și cu mama mea, așa. pe care le salut. Le salutăm și noi pe calea da. asta. Și a fost așa super emoționant, am plâns, îți recunosc că am plâns, adică, nu știu, a fost o realizare la care nu m-am așteptat, adică a fost o chestiune de două minute în care s-a întâmplat totul și s-a anunțat totul și, nu știu, un vis în realitate chiar. Să fii printre finaliste e, e mare lucru. Să fii locul întâi e extraordinar. Chiar mă gândeam în timpul în care se tot juriza oare cine ajunge în următoarea probă. Și eu la fel. În finala finalelor. <laughs> Și zic, păi, e, e nebunie totală. Adică sunt notele atât de diversificate încât clar locul întâi nu se cunoaște. Puteai să-ți dai seama că erau numai note de 5 pentru 3-4 fete. Da. Puteai să spui, uite, sigur fetele astea merg până la capăt. Dar n-am văzut o consecvență neapărat în nota, nu știu, 4, 4, 5, 5. Da, Ți-a plăcut un anumit uh, membru al uh, juriului. Da, doamna Diana Stanciu. Mi-a intrat la inimă super mult. Este foarte profesională și foarte drăguță și ne-a învățat să defilăm. A fost super ok și chiar am interacționat cu dânsa și după, după emisiune. Ce frumos, cu dânsa. <laughs> Pudiar asta, E cel mai simplu, felul acesta. Uh, cum ai ales cariera asta de, de jurnalism? Mi s-a părut un domeniu foarte interesant și interactiv, așa. Adică, pe tot parcursul carierei, mi se pare că înveți, dar înveți din domenii foarte variate. Adică, asta m-a atras cel mai tare uh -huh. și mi-a plăcut foarte mult ideea de a învăța toată viața. Adică, nu e o, o meserie statică, ca să zic așa. Mi-a plăcut și. De ce nu și faptul de a de a apărea cumva pe sticlă, de a fi vizibil, de a-ți de a exprima opiniile, e foarte important. Deci cumva tu îți dorești treaba asta. Da, Faptul că ești astăzi mult. aici în podcast da și cei de acasă se, se uită la noi, de acasă, din, de la serviciu, de oriunde, pentru tine e practic o experiență care te ajută, pe care Clar. o poți adăuga la CV. Clar, Mă ajută foarte super mult. Tare. Și mă ajută foarte mult să înțeleg cum merg lucrurile în spate, pentru că din fața ecranelor nu vedem și nu înțelegem câtă muncă e în spate. Și e foarte interesant. Și e adică, o magie la mijloc. Da, Sunt niște oameni da. care își fac foarte bine treaba și foarte atunci... mulți oameni. Adică poate avem impresia că lucrurile se fac mult mai mai simplu, dar nu e așa. Adică. E bine, poți să mânc. mergi pe calea uh, telefonului unde faci totul de una singură și unde începi să te exprimi foarte mult în mediul online, și poți să-ți faci televiziunea ta, să zic așa. Și dacă ai un canal de YouTube celebru, dacă ai, nu știu, un milion de, de urmăritori, e clar că tu ai TV-ul tău. Ai niște oameni da. care deschid conținutul tău, nu știu, de două, trei ori pe zi pentru că plac foarte mult ceea ce tu faci. Dar până acolo, cum arată presa acum, cum arată informația pe care tu o primești pe telefon, nu știu, pe televizor, la radio, chiar, chiar sunt tare curios să-mi spui povestea asta. Eu am impresia că în zilele noastre informația ajunge la noi puțin distorsionată. Adică e foarte greu să îți găsești o sursă de încredere și de acolo să fie tot. Să știi sigur că informația pe care o primești e 100% adevărată. Dar, nu știu, îmi place foarte mult cum merge în ziua de azi industria asta. Adică mi se pare că este într-un trend ascendent. Mi se pare că e foarte mult fake news? Ba da, și asta și e, adevărat. Foarte, e adevărat. Foarte multe exclusivități, totul este exclusiv, da. totul e breaking Break news. news sunt niște burtiere atât de da, mari încât nu prea îți dai seama dacă există vreo legătură între două burtiere sau dacă oamenii vor doar să ne sperie. Și atunci când stai în cutiuța ta și te uiți la televizor să spunem, parcă n-ai mai ieșit de acolo pentru că lumea e, dumne, e groaznic, sunt 10 știri negative și una pozitivă da, și va de ea. De asta e foarte important să știm să ne alegem surse de încredere, adică nu numai să dăm scroll și ce apare aia, citim, nu. Să știm foarte bine să facem diferența asta între real și ireal sau, mă rog. Bun. Ești la jurnalism, probabil că ai început să vezi care treaba și cu televiziunea, și cu radioul, și cu presa da. scrisă, să treci prin mai multe uh, etape, tocmai ca să poți să alegi. Te vezi pe micul ecran, te vezi în fața oamenilor sau te vezi mai mult în spate? Mă văd în fața oamenilor, nu -o, o să te mint. Așa. Dar sunt foarte conștientă că pentru a ajunge acolo trebuie întâi să fii în spate, ca să înțelegi cum merg lucrurile, să vezi cum se face o știre cap-coadă și apoi, dacă o să-mi placă foarte tare chestia asta de a lucra pe teren sau de a fi reporter, o mm -hmm. să rămân aici. Dacă nu, o să încerc să avansez spre prezentator TV sau... Nu știu. Să ne Așa. Mi ar plăcea. Cum ar trebui tare. să se numească emisiunea ta? Spune-mi și mie. O chiar nu știu. întrebare foarte grea. Hai gran. să ne gândim. Știi că trebuie să ți faci un plan încă de pe acum, ca în momentul în care va veni, nu știu, un uh, director de de programe de la o televiziune importantă, tu să spui: păi, "Te vreau să fac asta." Mi-ar plăcea foarte tare să ajung în zona asta de eștiință. Mm -hmm. Adică să fie ceva educativ, nu numai ce vedem în general în, la TV adică mi se întâmplă de foarte multe ori să încerc să caut ceva interesant și să nu fie nimic uh, atât de catchy, nu știu, lucrurile sunt uh, ajung într o singură zonă de obicei. Și când te gândești și... că sunt vreo 100 ceva de canale pe care da. le ai pe pe. E e impresionant. Cablu, da. și greu găsești ceva care să-ți placă da. bine, mai e Netflix-ul, mai e alte, uh, să zicem, opțiuni, însă Știi care e problema cea mai mare în presă? Din punctul meu de vedere, poate, poate mă contrazici, îmi doresc să mă contrazici în acest podcast. Că de cele mai multe ori, ceea ce vezi la televizor este ceea ce consumă omul. Corect. Consumă telespectatorul. Dacă nu poți să te contrazici. Telespectatorul nu s-ar mai uita la scandal, ăia care fac scandalul s-ar potoli. Corect. Dacă incultura ar fi penalizată printr-o schimbare de apăsare de buton, ăia n-ar mai da incultură. Da, așa este. Și e trist că îți dau dreptate, eu pot să-ți dau dreptate. Și când te duci pe urmă să negociezi cu cineva poveștile astea, vreau să fac ceva cultural, educațional, vreau să schimb lumea în mai bine. Vine la tine unul și îți tai absolut toate speranțele și spune, bă, publicul nu e chiar așa. E foarte, foarte greu să ajungi la el. Foarte greu să-l să ții acolo în, în programul sunt, tău. Sunt pregătită să mă lovești și de realitate, că poate totul, nu e totul cum imaginezi eu acum, dar vom vedea. Vom și vedea în cum, ce... cum vrei să se numească? Zim un nume, totuși. Nu știu ce să zic. Ține un nume, ce îți vine în minte, uh. primat. Orice. Nu nimic interzis. Chiar mi s-ar părea foarte fain să spui ceva care poate mai târziu să fie modelat decât să țin tine. Mm, nu știu, chiar nu știu. Mai blocat. Ar fi un nume care să aibă legătură cu tine sau ar fi un nume care să poată, practic, să se plieze pe orice alt prezentator? Mm neapărat cu mine, mi-ar plăcea foarte tare doar să, să transmită ceva, adică să te atragă uh -huh. foarte tare și să rămână pe ideea asta de știință, de educație. Uite, există acum, sigur, ai auzit de cel mai faimos podcast din România, care se numește Mind Architect. Ai auzit da, de Mind Architect? Da. Da? Și practic cam asta se întâmplă. Este tot un show, nu e TV, este audio, dar este un show audio care educă publicul. Bine, acum e un scandal prin presă cu faptul că n-ar livra conținut corect realizatorul Paul Aici Danu. e riscul, da, așa e. Da, știi cum e? Când oamenii încep să se oftice, când oamenii sunt ajung cu buzunarele goale pentru că nu și-au făcut treaba cum trebuie și au făcut alții mult mai bine, încep să se atace între ei. Miss Generația lui John. Frumusețe fără filtre, ediția întâi și tu câștigătoare. Ți-a scris cineva... Da, să nu dai nume ți a scris cineva, nu știu, numerii tăi, de ce ești tu? Nu, uh, chiar nu. Să vezi ce să fac, când te prind, uh -uh. Uh, Îți dau report la profilul de Instagram, nu știu, cuvinte de genul. Surprinzător, dar nu. Chiar nu. Toată înseamnă lumea a fost super pozitivă. Că, primit... că toată lumea se aștepta ca tu să câștigi, mai. Nu știu dacă se aștepta toată lumea, dar poate a fost și pentru ei o surpriză la fel de plăcută cum a fost pentru mine. Adică, cel puțin cei apropiați s-au bucurat și asta m-a interesat foarte tare. Adică atâta timp cât cei apropiați sunt, au fost acolo cu mine și m-au susținut, restul nu mai contează. Eu am înțeles că tu n-ai fost tot timpul atât de sociabilă, de deschisă, de puternică. Da, e adevărat. că ai avut mai multe momente în viața ta în care a trebuit să stai să te gândești foarte bine la ce să faci ca să fii mai bine, ba mai mult de atât ai avut un moment anume care ți-a. Nu știu dacă ți-a dat un refresh, dacă ți-a spus ok, schimbăm total atitudinea, ajută-mă, povestește. E adevărat, încă mă confrunt uneori cu lipsa asta de încredere în sine, cu zona asta de emoții atunci când vorbesc cu cineva. Dar uh, sunt foarte fericită că am ajuns să progresez până aici și că am reușit până la urmă să mă consider un om puternic. Pentru că toate lucrurile negative care s-au întâmplat până la urmă au avut rezultatul ăsta. Să uit oamenii la noi și... Păi, bă, un pic, mici generația lui John, frumusețe, fata e frumoasă, e bă, 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 cu minte, la loc cu ei. C ce chestiuni în Des Despre ce vorbești? Uh, despre probleme familiale. Așa. Despre chestia asta cu bullying-ul, mm -hmm. adică a fost, a avut un impact foarte mare pentru mine, pentru un copil de, nu știu, 12-13 ani, <gânt> nu e chiar plăcut. Era bullying-ul ăsta venit din partea celor de la școală? Da, da, mm -hmm. cum se întâmplă de obicei în România și chiar și în afară, cam asta a fost problema, dar... S-a terminat cu bine, asta e Și mai cu important. părinții, ce? Erai rebelă și fugeai de acasă? sau Nu, nu, nu. Te stai cu fost ei, întotdeauna... te, te răzbunai pe ei. Nu, nu, erai încăpățânată, nu, nu voiai să te la școală. Nu, dar întotdeauna, mai ales tot așa, un trend foarte urât în România, uh, sunt problemele astea cu părinții, cu divorțul, cu în, în zona asta. sim că deja te-ai te -ai, te -ai dus da. într-o zonă unde nu știi cum să zici da, lucrurile. Da, da. E o realitate... Și e greu de acceptat. Ai trecut printr-o experiență de genul acesta cu, cu părinții tăi, mă gândesc. Da. Și acea experiență ce te-a învățat? m am învățat să fiu ca mama mea, să fiu puternică, să fiu un model. Mm -hmm. Mie să plâng. Nu e ca și cum își cerem taxă suplimentară pentru da. că cineva plânge. Uh, Sunt doar emoții. Da. Emoții foarte mari când mă gândesc la ea. O salutăm pe această cale. Și eu salut. Mi-ai făcut copilul să plângă în podcast. Mi-ai făcut să plângă în podcast. De ce? Da. Am Acum ai emoții? Să fiu Acum ai emoții pentru că ți aduce aminte de momentele acelea? Și cât de greu a fost? Am emoții pentru că mi-e greu să spui cu voce tare uh -huh. prin ce ai trecut și să să-ți dai seama că ai evoluat. Adică e foarte greu să, să simți chestia asta. Dacă există acum un tânăr care ne urmărește, sau poate chiar un semi-adult, de ce nu, dar care nu are ocazia să, să treacă peste momentele grele, care, nu știu, nu are o putere supranaturală, că poate asta ai tu, de fapt, și de drept. Ce îi spune? i spune să-și găsească forța aia interioară care te ajută să Treci de la o zi la alta și să rămâi optimist. Tu cum? Cum ai găsit forța asta? Nu știu. Nu știu. Chiar nu nu pot -ai să. Ai stricat după ajutor, asta. ai stat închisă în casă, am ai sunat-o pe mama ta. Am avut un suport emoțional foarte, foarte important de la surările și de la. Ok. Așa. <laughs> și de la mama mea. Tragere în piept. Uf. Da. De e de bine e ce îmi spui. Emoțional. Să știi că e de bine. Ai spus că. Nu am fost suficient emoțional se... Foarte mult, foarte mult. Și am fost învățate ce e bine, ce e rău, ce e frumos să spui în societate, ce nu e. Uite, mi se pare că ăsta e un, un dar. Da. Chiar Când e. familia sau o parte din familie, nu știu cum să mă exprim, să mă corectez dacă greșesc, îți este alături? Da. Da. și îți oferă 100% încredere și îți spune în continuare uh, că semințele, numite valori cresc pentru că tu te ții de treabă, e genial. Sunt foarte mulți alții care nu au parte de părinți, care nu mai există, știu, spre exemplu. Știu, Și e crunt. Și... Adică, ai Bun. foarte multe motive pentru care să te bucuri. Iar povestea da, știu. asta cu familia... Sunt foarte, conștientă. Sunt foarte conștientă și foarte recunoscătoare că am avut de unde să îmi iau inspirația, că am avut modele mai, mai presus de toate. În momentul de față, acum, că ești pe, pe București, probabil că faci și naveta, București, oh. urlați, urlați, București. Uh, Ți-e greu să stai departe de, de mama ta? Uh, mama mea, de fapt, locuiește în Italia. Oh, și, mai, și mai greu. Da, dar uh, în vacanțe stăm foarte mult împreună. Ce înseamnă vacanțe? În vacanța de vară mereu mă duc acolo. De, adică tu Crăciunul Revelionul nu, nu le petreci cu mama ta? Uh, S-a mai întâmplat și să nu. Da, mm. a fost întotdeauna acolo, adică n-am simțit o lipsă. Deci, probabil că mama ta se uită la noi acum da, din Italia și spune gata, exact. hai să treceți la următorul subiect, că e, da. e problematic apoi. Spunem cum ești în, în raport cu colegile tale de la facultate. Chiar ieri ne-am văzut și sunt foarte drăguțe. Deși e problema asta cu online-ul, noi am încercat cât de cât să ne întâlnim, să socializăm puțin, pentru că nu se știe când o să fie fizic și ar fi păcat să treacă trei ani de facultate pe lângă noi și să nu ne legăm prietenii sau să ne facem cunoștințe. Asta pentru că lucrurile sunt foarte diferite acum în prezent și când te uiți în fața unui... Uh ecran, că e pe laptop, că e pe telefon, nu poți să ai aceeași legătură cu persoana respectivă și e mult mai greu. Să e zici, adevărat. Păi, uite, prietena mea online, uite, stă acolo și vorbește cu mine din când în când versus dacă n-ar fi fost pandemie. Mă gândesc că dacă mai ține mult nebunia asta, o să avem câteva generații de elevi și studenți care nu se cunosc între ei. Și de profesori, studenți, elevi care nu se cunosc între ei. Să sperăm că nu. Hai să fim optimiști. Și realiști fi, în același da. timp. Da, e foarte greu. Chiar e... Păi deja sunt aproape 2 ani de pandemie, nu? Sau cât sunt? Uh, da. Doi ani. Astăzi, cam 2 ani aproape da. de când ține nebunia. Unii nici măcar n-au mai avut acces la educație pentru că nu le merge internet în zona în care locuiesc da. sau nu au suficienți bani. Că de pe tableta aia... Voi de capul ei amărâtă, nu poți să faci tot ceea ce ai face cu un pic și cu o foaie. Cel puțin la mine, la liceu, chiar s-a oferit suport tehnic, ca să zic așa, adică au primit Unde tablete ai sau da. Unde ai învățat A, La liceul teoretic Brâncoveanu Vodă, așa, din Urlați. Ca Să-l da. să promovăm, adică băi, da. din Urlați, uite, vine misul, e păcat. Și, pe urmă, cine știe, mâine pe mine când butonăm, uite mă, noi știm pe fata asta că la un moment dat a fost... La -ajută. Uh, la miss, da? E important ce-ți dorești tu. Foarte da. important. Și e important să muncesc în zona asta. Adică nu ce doar să-mi să doresc muncești? și atât. Să mă perfecționez de la zi la zi, să fur meserie, ca să zic așa. Mm -hmm. Asta fac și acum. Că Foarte bine. Dacă toți suntem aici. Da. Și... Nu știu, să, să nu uit de unde am pornit. Adică să am în cap unde vreau să ajung, dar să nu uit nici de unde am pornit. Ce te faci atunci când cineva îți va spune nu, nu se poate, nu e pentru tine, Mai fetiță, nu mai visa, potolește-te cu toate prostiile astea pe care le-ai tu în cap și vezi de treaba ta. Ce să fac? Nu accept ce înseamnă asta. E visul meu până la urmă. Nu, ar fi, ar fi foarte urât să renunț la un vis doar pentru că sunt descurajat. Dar n-ar fi prima dată când sunt descurajat. Am mai fost. <laughs> și n-am renunțat. Te-ai luptat? M-am luptat. Și ai avut nevoie de suport? De ajutor? Am avut. Am -un avut un grup pe WhatsApp. Băi, ia, stați-mă aici cu situația asta, no, ce no, facem? No. Nu, nu. N-a fost nevoie, pentru că oamenii dragi simt când ai nevoie de ei. Și sunt acolo. Oamenii dragi simt când ai nevoie de ei. Ai spus niște lucruri foarte mari. <laughs> am impresia că n-ai 19 ani, nu știu ce se întâmplă acolo, în urlați, ce mâncați, cum gândiți voi. Dar vorbești ca un om mare. O să-l iau ca pe un compliment. E știm. un compliment. Mulțumesc. Nu știu, stai, 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 iartă-mă. Nu știu sigur dacă e compliment. Că dacă tu gândești astfel, s-ar putea ca oamenii care sunt cam de aceeași vârstă cu tine să nu vorbească pe aceeași limbă cu tine. Să nu vă înțelegeți. Da, dar în timp ne perfecționăm toți și în zona asta. Prin suferință, prin experiență. Astea ne fac să fim puternici, nu altele. Deci să fii puternic în Vrei să-mi spui că, să spui că din... e important să suferi în viața asta? E foarte important. Foarte Explicăm. Sunt absolut absorbit de interviu ăsta, dar nu, nu știu cum să-l mai înțeleg. De ce, de ce trebuie să suferim, Raluca Cristea? Ca să devenim puternici. De aici se ia. Nu înveți să fii puternic dintr-o carte, nu te învață nimeni, nu ți spune nimeni, fă asta ca să fii puternic. Nu. Le înveți pe parcurs, le perfecționezi în timp și. Asta, asta e rezultatul. Deci, nu din cărți, ci din realitatea pe care fiecare dintre noi exact. o trăiește. Mergem către bă, telefonul tău, luăm la control, nu, nu intrăm noi în el, nu. Okay. Dar, fiind vorba despre bă, frumusețe fără filtre, mă gândesc că totuși ai niște aplicații acolo care te ajută din când în când să cosmetizezi, să ajustezi mici detalii pe care o imagine le are atunci când, nu știu, nu-ți stă bine părul. <gânt> și atunci bă, uite, am aplicația asta care face X lucru și aplicația asta pe care am dat și niște bani. Dar așa foarte pe rapid să-mi spui ce ai în telefon. Toți tindem să, să cosmetizăm așa puțin realitatea. Păi, dacă nu e o lumină bună, dacă e da, lumină bună, da, aduci una artificială dar, ca să te vezi cât de cât bine. Da, dar în niciun caz să uh, distorsionăm realitatea, adică să ne modificăm cu aplicații prea... Să le spunem celor de acasă, tu chiar ai ochii ăștia. Da. În lumea că îți mai mici de fapt și de drept, și că băi, îți mărești ochii, buzele, nasul, ți-l micșorezi, ți-l îndrepti în funcție de, de caz. Câte poze ai în, în telefon? Uh, cred că 24 de mii, ceva de genul. Făcute în câți ani? Uh, în trei ani. Ha, hai, că nu e chiar atât uh, de grav, nu -i, nu -i nu. Și ai backup la poze? Da. am, am. E, e necesar, nu? Zi măcar trei aplicații pe care le folosești și okay. care sunt de editare. Păi, Snapchat folosește foarte multe filtre. Uh -huh. Asta ar fi una dintre ele. Nu uh, se pare că nu ești aceeași persoană când folosești Snapchat și filtrele? Ba da, ba da. Și dar, place mai mult persoana pe care o arată Snapchat-ul sau Prefer persoana... să merg spre filtre naturale. Adică nu Există o categorie exageres. de filtre naturale? Există o categorie de filtre care modifică foarte mult. Le prefer pe celelalte. Deci deja sunt două categorii foarte mari în mintea uh, utilizatorilor. N-am zis în mintea da. femeilor, da? Te rog frumos, că sunt și utilizatori de sex masculin. Mai, Asta e procesare maximă, când am cea mai proastă zi din viața mea, eu plâng, dar se pare că râd, da. versus alea care sunt simple. Ba chiar există un filtru, indiferent ce faci și dacă stai... Exact așa, tot îți pune niște dinți acolo să să zâmbești. Da. Mi se pare și cea mai dubioasă, cel mai dubios filtru video, să-i vezi pe oameni că au toți zâmbetul la purtător, chiar dacă ei sunt triști. Și mai una cu da. ochi, nu știu dacă știi, cu poze. Bine, practic aplicația zice că ți învie omul din poză și A, el da, se mișcă un pic. știu, da, dubios din nou. Dar am văzut că e folosită în scopuri drăguțe, pentru oameni care își pierd oameni la rândul lor. Da. Deci, ok, Snapchat-ul... Okay. Uh, mai folosesc Airbrush pentru lumini și pentru. Ok. Și no crop. Asta ca ah, să mă ajute. Deja? Cu... No, da, nu, no, nu, deci, nu, no, no. Deci, mie îmi pare Atunci. că la tine simplitatea e, e pe bună, este autentică pentru crop. De acolo de treabă, că cei mai mulți au crop direct în, în aplicație. Nici nu trebuie să stai să intri dintr-o parte în cealaltă. E. E prea mult sau e prea puțin pentru tine ce se întâmplă cu viața ta în momentul ăsta? E mult, e foarte multă noutate. Și facultate nouă, oraș nou, oameni noi și emisiunea, adică m-au luat toate. Misu? Da. da? Misu. Deci ai, ai o titulatură da. foarte importantă. Da. E... e mult, dar încerc să le împac pe toate și să mă mențin puternică în toate. Să nu, să nu pun pe locul doi facultatea, clar, este pe locul 1 pentru mine orice ar fi. Sunt de acord cu tine, mai ales că mi-ai spus că, băi, trebuie să faci cumva, că eu am de prins un tren, da. trenul am mă duce către bă, București la timp și ajung și la cursul de la ora De la ora 3. La ora 3? Eu nu, știu, eu nu știu dacă ajungi la ora 3. Cum, cum să, să faci? ce magie să faci să ajungi o să la ora 3? să intru din tren. Nu, nu vreau să pierd. Uite ce face tehnologia din oameni. Da. Adică îi ajută pe studenți să se conecteze Cred că și la Metro poți face asta. Da, clar. Da, adică, însă. între schimb magistrala și și. că parcă am mai lași și 10 puncte aici la zi la curs, și poate ține minte, proful, că eu eram pe fază, chiar dacă eram cu căștile în urechi și cu picioarele în fugă. Nu neapărat să iau puncte, cât să ascult. E mm -hmm. foarte important, măcar să ascultăm ce ni se spune, nu neapărat să interacționăm. Adică, E ca un radio acum. Da, deci a... ceva de genul. Școala online așa este un soi de radio. A venit profesoara da. X și vorbește acolo. Eu O lăsăm pe dar fundal. asta în situații extreme. Foarte important de precizat. În general sunt foarte serioasă, dar acum trebuie să mă adaptez ce să Deci fac. chiar te-am crezut și de cred cuvânt. Deci știi cu zâmbetul pe buze și ești foarte serioasă. Că, bă, totuși când e de făcut treabă, e. Bă, până la urmă așa e, că examenul e examen. Orice da, așa ar fi. e. Și nu te da. iartă nimeni. Auzi, da, examenul e, e tot online Uh, e foarte posibil să dăm vreo două examene fizic, deși facem online. Da, ce înseamnă? Dat, nu știu, te să faci un reportaj, faci o emisiune pilot, ce faci? Nu știu încă. E foarte posibil să dăm examen fizic pe foaie scris ah. la facultate, okay. din câte am înțeles eu. Dar pentru mine e o veste bună. Adică nu am nu luat Mai vezi ca tu colegii, da, mai da. schimbi o vorbă da, nu și în timpul este... examenului, după. Da. Așa. Și este foarte important să ne vadă profesorii. Chiar și mulți dintre ei ne-au spus că dacă eu te observ pe tine, poate o să te recomand la un moment dat. Dacă nu te observ și stai cu camera închisă, nu știu cine ești. Și e adevărat. Trăim realitatea pe care o trăim și... Nu știu dacă e... Deci dacă deschid camera, s-ar trebui să mă observe. Poți să bei din apă, e ok. Deci nu e, nu e doar de formă, așa. Dacă nu deschizi camera, nu... Bine, cred că un alt lucru mai important decât facultatea de jurnalism și tot ce se întâmplă este ca tu, în calitate de om, de zi, de mis, de ce nu, da. să-ți faci o identitate în mediul online. Nu știu dacă se vorbește atât de des la, la facultate despre asta. Să știi că da. Foarte mulți profesori actualizează informația și o duc foarte mult spre zona asta de 2021 până la urmă, adică mm -hmm. online, social media și tot ce înseamnă. Și sunt conștientă că trebuie să mi-fac o identitate și în mediul ăsta dacă vreau să fac cu adevărat ceva și că e mult, mi se pare mult mai ușor să te faci văzut online decât, nu știu, într-o televiziune sau așa, asta cred eu acum, poate o să mi se schimbe părerea. Eu de la tine aștept răspunsurile, să știi. <laughs> Eu de obicei pun întrebări și atât, dar să știi că e... așteptăm rezolvările tale, adică, bă, uite, mai bine așa sau... În sfârșit, mi-am făcut uh, personal branding, mi-am făcut ceva acolo, să știe lumea despre mine, mă ocup de orice, de asigurări dacă vrei să te ocupi, altfel de asigurări, asigurări Trebuie de, zâmbet, de fericire. Foarte le dai, le dai oamenilor un test o dată pe săptămână sau o dată pe lună și în funcție de acel test le măsori cantitatea de fericire după niște criterii, nu știu, idei, orice. Nu de rezultate. De ce? Pentru că pe urmă poți să le dai diferite servicii în funcție de rezultatele pe care le au. Tu ai nevoie doar de o pastilă, tu ai nevoie de două da. pastile, tu ai nevoie de tot Efectul placebo. Da, ia pe toate ca să fii fericit. <laughs> și chiar să numească cutiuța. Mă, cutiuță cu fericire. Pastile, ce vrei? Și, bă, erau multivitamine, dar da. am zis că e un produs mai bun. Foarte aproape suntem de, de finalul podcastului. Cu, cu, tine, deci nu, nu, e... Podcastul ăsta ar trebui să țină până și că mă gândeam la început că ai spus că ai un iubit și poate toți admiratorii sau o mare parte dintre admiratorii tăi au zis oh, deci nu pot să mai bag în seamă pe Instagram. Dar la fel m-am gândit că este foarte tare dacă tu la vârsta ta ai un iubit și vorbești despre el în cadrul unui interviu uh, și mai mult de atât cred că e chiar un model foarte fain de urmat chiar și la vârsta ta pentru că nu prea mai văd așa despromovate nu mă refer la relații, uite o poză cu noi doi. Și păi, iubitul meu, prietenul meu, știi, să, să fiau, sau iubita mea, prietena mea. Apropo, am nevoie din partea ta, acum, okay. în cadrul interviului, să, să te gândești foarte bine la o persoană importantă din viața ta. E alegerea pe care o vrei tu, unul altceva. Un mentor. Poate, poate să fie o persoană pe care tu n-ai cunoscut-o până acum. Poate să fie o persoană pe care o vezi zi de zi. Un mentor căruia să-i mulțumești. Aici eu o să vorbesc tot despre mama mea, care este cea mai importantă persoană din viața mea. M-a învățat să fiu puternică, m-a învățat să deosebesc binele de rău, să am grijă ce oameni am în jur și pentru lucrul ăsta îi sunt foarte recunoscătoare și îi mulțumesc din tot sufletul meu. Nu o să reușesc niciodată să îi arăt recunoștința mea pe cât ar merita, poate. Sper doar că e mândră. Nu știm, nu știm. Te iubesc, mami. Trebuie să... Uite, acum cred că e de bine. <laughs> ai, ai, făcut toată completarea, a fost până la capăt foarte bine. Bun. Deci mentorul tău este mama ta, e, e bine, ești în sfera aceea de familie, este super și dacă ar trebui să-mi zici o, ca un fel de uh, om pe care ai vrea să-l cunoști, Hai să luăm așa, deci tot un soi de mentor, dar un om pe care ai vrea să-l cunoști. Poate să fie din media, poate să fie un, un autor de carte, de ce nu? Mie îmi place foarte tare de Monica Palcău. Așa, Brașovul. A... Da, Așa. Da. din social media. Uh -huh. Mi se pare o femeie super echilibrată și care inspiră zi de zi, chiar dacă poate părea superficial că promovează ideea asta de make-up, de... Mie îmi place super mult tot ce are de oferit. Adică oferă sfaturi de la relații până la uh, lifestyle și toate lucrurile. Dacă te de mână. două, trei săptămâni la Monica Palcău, știi ce trebuie să mănânci, cum să gătești da, acasă, uh, cum să te machezi, cum să te demachezi? E, e bine. M-am uitat într-o perioadă și eu la uh, fenomenul ăsta și sunt mai multe de acest gen. Dar mi s-a părut cam, nu cea mai simplă, că s-ar putea să fie un cuvânt nu tocmai bun, cea mai aproape de realitate. Exact. Da, adică sunt alte fete în mediul online care stau și aranjează lucrurile să fie un pic comerciale ia părea acolo, cât se poate de reală. Citești? E adevărat. Citesc. Sunt nevoită fiind la jurnalism. Sunt obligată să citesc. Nu, dar din plăcere cărți citești? Da. Poți să ne faci o recomandare de carte? O carte care ți-a schimbat ceva în viața ta? Mie mi-a plăcut foarte mult Henri Charrier, Papillon. Flutură, adică. Um, am am citit-o, cred că primul volum în două-trei zile. Și mi-a plăcut super mult, adică când mă gândesc la cartea mea preferată e e acolo top. Deci avem un titlu din partea ta, o recomandare de carte. Știi cum e? La final de podcast să putem să plecăm spre drumurile noastre cu o recomandare. Bă, ce poți să mai citești? Bă, uite, zicea ceva de Corect. un fluture de, nu știu, hai să vedem, poate are dreptate fata asta, poate asta e rețeta ca să ajungă Miss Generația lui genul următoarea fată din următoarea <laughs> ediție. Se va pune întrebarea asta. Ce s-a întâmplat? Nu are neapărat cu Nu știu. Fiecare, zona asta fiecare definitiv. își face altfel scenariul în, în minte. Păi, ai văzut că a zâmbit, dar n-a zâmbit prea mult. Și a fost. Uh, uite te cum arată instagram ei. Uite ce influenceri urmărește. Poate ziceai, nu știu, un ăsta, din mult mai comercial. Și da, ah, ok. Baza. Dar există un nume care nu e atât de urmărit, dar totuși e acolo unde trebuie. Suntem la final. Și atunci mai avem doar mesajul pe care tu să-l transmiți către. Cei care te-au votat, cei care te-au urmărit, cei care te plac în continuare, cei care sunt din urlați, că am văzut că niște pagini de Facebook din urlați care da. abia așteptau să, <laughs> să, să câștigi misul. Vreau să mulțumesc foarte mult, sunt foarte recunoscătoare pentru, pentru că am ajuns aici. Vreau să mulțumesc pentru susținere și pentru faptul că deși nu am avut eu voturi, n-am fost în top 10 voturi, am reușit de fiecare dată, aproape de fiecare dată, să mă clasez și să trec mai departe și mă bucur foarte tare că mesajul meu a ajuns la, la cei care m-au urmărit și m-au susținut. Îi salut și pe toți urlățenii mei. Iată, gata. Ți-ai făcut datoria până la capăt și da. nu mai fericit. Da, au zis, a zis mă și de noi. O primim cu, cu brațele deschise, nu se poate altfel. Urmează multe premii și pentru tine și pentru fetele de pe locurile 2 și 3, tocmai ca să profiți din, din plin și să le spui oamenilor că băi, chiar am câștigat frumusețea asta da. fără filtre. Acum ar foarte fain ca o companie de telefonie mobilă să-ți facă cadou, nu știu, o aplicație cu toate filtrele din lume. Chiar mă gândeam, la un moment, zic, băi, hai să facem o colecție. Mai... ironic. Nu, da, un fel de ironie, da într-un fel de joacă. Știi, că dacă treci prin ele, practic nu mai ai nevoie de ele, nu mai ai atât de multă curiozitate că te-ai văzut cum e și mai înaltă, și mai scundă, și mai slabă, și mai plinuță, și orice altceva. Încheiem aici, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast, succes, Închem aici Mulțumesc. pentru că tu trebuie să ajungi în București. Chiar da, trebuie, este da. un trebuie subliniat, așa, dublă linie dacă vrei, și uh, drum bun, ai grijă de tine, Mulțumesc. o să ne mai vedem în mai multe uh, bipostaze, în funcție de ce se întâmplă, ai grijă de tine, dă mai departe din ceea ce tu reușești să să obții, să înveți și nu-i mai punești pe ceilalți să greșească. Ce spune, bă, uite aici, da, poate cine știe să. Pericte. Devii un model pentru fetele care n-au renunțat până acum la filtre, care nu reușesc să iasă, să iasă din casă fără un make-up, fără cea mai tare vestimentație, care nu mai au încredere în ele. Bă, ce se întâmplă să că alte fete reușesc? De ce reușesc? Și, pe urmă, răspunsurile vin direct de la Miss. Găse să ne auzim lunea viitoare, de la 13, până atunci numai bine. La revedere!